Tot mai mulți tineri basarabieni aleg să studieze la academiile militare din străinătate. În prezent, 7 studenți din Republica Moldova au obținut burse la instituții cu profil militar. După încheierea studiilor, tinerii sunt obligați să revină în țară și să-și continue serviciul militar în cadrul Armatei Naționale, timp de 5 ani. Anual, în jur de 10 studenți din Republica Moldova obțin burse în cele mai prestigioase academii militare de peste hotare, din SUA, România, Grecia sau Turcia. Cei mai mulți învață peste Prut. Este și cazul Andrei Bruma, care a învățat la Universitatea Națională de Apărare Carol I din București, iar acum a revenit în Republica Moldova și activează în cadrul Armatei Naționale. 3 ani în care am acumulat o experiență deosebită, cunoștințe noi, cunoștințe atât în domeniul militar cât și în domeniul civil. Sunt mândră de alegerea pe care am făcut-o din cauza că am un membru în familie, fost militar, acum deja în rezervă, care m-a îndrumat, m-a ghidat și întotdeauna m-a susținut în toate deciziile pe care le-am luat. Cine este? Tatăl meu. Din luna iunie a revenit din Marea Britanie și Alexandru Fus, unde a absolvit cu succes colegiul militar. Studiile se bazau mai ales pe domeniile din țările NATO, cu misiuni de menținere a păcii. Nivelul și performanța, desigur, în Marea Britanie a fost la un nivel mai superior decât în Republica Moldova. De aceea și ministerul nostru optează pentru a primi cât mai multe cursuri pentru tineri ofițeri. Tinerii ne-au spus că nu le-a fost greu să se integreze în academiile militare din străinătate. Colectivul a fost foarte prietenos. 3 ani de zile am avut ocazia să întâlnesc persoane noi, să învăț de la ele. Probleme de integrare nu am avut. M-au primit foarte frumos, cu brațele deschise. N-am fost unicul internațional în cadrul academiei. Pe lângă mine au mai fost băieți din Germania, Irak, Tunisia. Încă din anul 1995, militarii din Republica Moldova au posibilitatea să studieze peste hotare. Noi cunoaștem că toate aceste țări menționate mai sus în care ei se instruiesc sunt țări NATO, sunt instruiri moderne, respectiv acesta este și scopul ei la revenirea în Armata Republicii Moldova, să valorifice tot ce au învățat acolo, toate programele, domeniul în care specialitatea militară pe care ei învață, este la noi, nu avem posibilitate să o pregătim. Asta cum ar fi arma geniu, aviație, apărarea antiaeriană. În toți acești ani, 418 ofițeri au absolvit cele mai prestigioase academii militare din străinătate. Bursele sunt oferite în baza parteneriatelor dintre Ministerul Apărării de la Chișinău și instituțiile militare de peste hotare.